înainte de a citi ordinea de zi, să vă spun că suntem în acest format astăzi, pentru că este ultima ședință și cea mai aproape de 1 decembrie. Este, să spunem, o ședință solemnă, să o numesc așa. Suntem părtași unui eveniment deosebit, nu toată lumea are parte ca să cinstească 100 de ani de unire și să fim cu toți aici. Pentru mine, sincer să vă spun, unirea ar însemna iertare și cred că ar însemna și prietenie. Poate sunt cuvinte un pic cam mari sau poate sunt cuvinte care ar mai vrea și unii să le folosească și nu prea pot. Dar cred că în aceste momente ar trebui să fim într-adevăr uniți și prieteni, pentru că nu suntem nici alte nații, nu suntem, suntem toți români și cred că asta este important. Și în afara faptului că suntem români, dacă vorbim la, într-un plan așa micro, nu neapărat macro, suntem vecini, suntem prieteni aici, vrând nevrând ne iubim unii cu alții, vrând nevrând trecem prin diferite stări, nu neapărat, prin diferite lucruri trecem în viața asta. Nu se știe niciodată cine la cine ajunge și unde ajungem, așa că mi se pare, cred că mi se par aceste cuvinte de unire, de prietenie și de moralitate și mi se par cele mai potrivite astăzi. Ca să fie și momentul istoric satisfăcut așa cum trebuie, am invitat-o. De fapt, invitația a fost făcută de domnul profesor Neliscu pentru doamna profesor de istorie Gabriela Ondu și mulțumim că a venit să ne spună câteva cuvinte. Dar pentru că sărbătorim colectiv Unirea, să sărbătorim colectiv și pe domnul Dobrovăț, care este ziua dumnealui, să-i spun la mulți ani, să fie sănătos, în primul rând, că asta este cel mai important, să-i crească nepoții sănătoși și să ne vedem așa în situații dintre astea, nu? Cel puțin în situații dintre astea, să fim cu toții unii cu alții. La mulți ani, domnul Dobrovăț, multă sănătate familiei și dumneavoastră. Doamna, dacă vreți să ne spuneți câteva... Eu mi-am pregătit așa un speech de vreo 5 minute, nu foarte mult, referitor la România la centenar. Într-adevăr, sărbătorim un moment istoric și ar fi fost păcat, într-adevăr, să nu le evidențiem. Anul 2018 este un an unic pentru România. Este anul în care aniversăm 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Este anul centenarului pentru noi, toți românii. Aniversarea centenarului trebuie să fie un moment de trezire și de renaștere națională, de schimbare de atitudini și mentalități, în abordarea problemelor fundamentale ale acestei nații, în folosul prezentului, mai ales în viitorului. Fiind la aniversarea centenarului, avem datoria să omagiem pe cei care au putut să facă, dintr-un vis aparent imposibil, unirea tuturor românilor. Deci, această sărbătoare ar trebui să fie un prilej de bucurie pentru fiecare român din generația noastră. Importanța istorică a anului 1918 este foarte mare. În urmă cu 100 de ani, pe 1 decembrie, toată suflarea românească, adunată la Alba Iulia, a strigat într-un singur glas: Trăiască România Mare, trăiască România Dodoloață! 1 decembrie 1918 a însemnat proclamarea unirii Transilvaniei cu România, a determinat încheierea unui proces complex al desăvârșirii statului național român în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Desăvârșirea unirii are ca fundament caracteristici esențiale, și anume originea daco-romană, continuitatea și unitatea etnică, care s-a păstrat și s-a întărit de-a lungul mai multor veacuri. În continuare, amintesc pe scurt câteva momente din istoria românilor în care s-a încercat o desăvârșire a unității naționale în spațiul stăpânit de Burebista și Deceva. O primă încercare de unire este sub sceptrul lui Mihai Viteazu, care la 1600 aduce sub un singur domn cele trei țări române, țara românească, Transilvania și Moldova. Chiar dacă nu a rezistat, atacată fiind din interior cât și din exterior, această unificare politică și militară a țărilor române a constituit un imbold pentru toate generațiile timp de mai bine de trei viacuri. Însuflețiți de momentul Alba Iulia 1600, revoluționarii de la 1848, în documentul Principiurile noastre pentru reformarea patriei,
au redactat la Brașov și au pus în discuție problema unirii, dar a rămas fără rezultat, Revoluția fiind înfrântă de marile imperii vecine. Principiul naționalităților capătă contur la mijlocul secolului 20 și în întreaga Europa, când se pun bazele statului național. Dintre toate națiunile, românii sunt pionierii, ei realizând unirea înaintea unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească, înaintea italienilor și a germanilor. Marile puteri sunt puse în fața faptului împlinit prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Se naște România, dar nu o Românie mare, care să cuprindă pe toți românii. Urmează aproape o perioadă de jumătate de secol, timp în care se luptă pe toate fronturile, economic, social, politic, dar și cultural. Eforturile românilor însă au fost răsplătite în sfârșit la 1 decembrie 1918. La 1 decembrie nu a fost un dar al marilor puteri, ci voința întregii națiuni române adunată la Alba Iulia. Adunarea de la Alba Iulia însă a fost pregătită de publicațiile vremii, care subliniau importanța acestui eveniment și faptul că idealul lui Mihai Viteazul s-a realizat și odată cu acesta visul tuturor românilor. După unirea românilor din Basarabia și Bucovina cu România, a venit și rândul românilor din Transilvania, adunați în număr de peste 100.000. Românimea a așteptat deschiderea adunării. Ea a fost deschisă de Gheorghe Pop de Băsești, urmat fiind de Vasile Goldiș, care precizează că națiunea română depune jurământul de credință. Să jurăm credință de aici înainte numai națiunii române. Se dă citire declarației către țară, unde sunt subliniate principiile fundamentale ale alcătuirii noului stat român, în care sunt incluse drepturile naționalităților conlocuitoare. Pentru a contura însemnătatea zilei de 1 decembrie, subliniem faptul că unirea a constituit expresia voinței libere și constante a maselor largi, populare. Alba Iulia reprezintă actul făuririi statului național unitar, care și-a pus bazele în momentul în care românii de pe ambele versante ale Carpaților au ajuns la deplina lor maturitate. Așadar, statul român rezultat prin Marea Unire nu a fost un dar al istoriei, o rezultat unui troc între mai mari ei actori de pe harta Europei. Idealul unirii s-a înfăptuit prin jertfa supremă a peste 800.000 de români, dar și prin efortul diplomatic al marilor personalități istorice. Locuitorii Comunei Poduri au fost martori, au participat la evenimentele importante ale istoriei naționale. Astfel, bărbații podureni și nu numai au fost pe câmpul de luptă în prima conflagrație mondială, 1914-1918, aducând jertfă supremă țării. Memoria lor este cinstită prin monumentul ridicat în centrul comunei, realizat în 1932, pe a cărei placă comemorativă sunt trecute numele soldaților, în jur de 135, căzuți la datorie pe frontul de luptă. Acest monument dedicat eroilor este completat de bustul generalului erou Nicolae Șova, comandant al Corpului 7 Armată din al doilea război mondial, realizat din inițiativa ANVR-ului filiala general Eremia Grăgorescu Bacău, prin adresa numărul 604 din septembrie anul 2000. În concluzie, în acest an unic pentru România, îi omagiem pe cei care, acum 100 de ani, au reușit să realizeze România dodoloață. Este un motiv de sărbătoare, dar este și un prilej de gândire pentru fiecare român de astăzi. Miracolul Marii Uniri nu s-a făcut în condiții ușoare. Toate nemulțumirile și dezbinările noastre de astăzi par neînsemnate față de ceea ce au avut de înfruntat înaintașii noștri. Și totuși, au reușit. Acolo unde toți cei dinaintea lor dăduseră crește de numărate ori. Au reușit pentru că au acționat împreună. La un moment, 1918, fiecare însă a reușit să pună totul deoparte, să se pună pe sine deoparte, în slujba unui țel mai presus decât ei. Un stat unitar, democratic și o casă mare pentru o familie mare. România mare urma să devină statul tuturor fiilor săi, indiferent de etnie, religie sau opțiuni ideologice. O unitate în diversitate. A omagia realizarea înaintașilor este frumos, însă nu suficient.
pentru că moștenirea pe care ne-au lăsat-o nu e doar un cadou, ci este și o datorie. A omagia cum se cuvine înaintașii înseamnă înainte de orice a omagia spiritului. La 1918, oamenii politici, cei mai diferiți, a știut să-și dea mâna și să lucreze împreună. Acum, în comun, avem în comun un lucru. Toți dorim o Românie unită și democratică. Una acasă în fiecare să se poată dezvolta liber. A fi uniți nu înseamnă a fi toți la fel, ci a defini și păstra un sanctuar sufletesc comun. România Mare a cuprins toate între hotarele sale multe minorități, naționale și religioase. De la început, toți trebuia să se poată dezvolta în siguranță și egalitate sub un singur steag. Așadar, trebuie să învățăm din exemplu marilor înaintași de la 1918 și astăzi, când sărbătorim centenarul, să nu lăsăm ca ceea ce ne desparte să ne dezbine. Trebuie să reușim să ne privim față în față și să găsim, dincolo de opțiunile fiecăruia, acele lucruri sacre care cad în custodia noastră comună și care converg către o Românie stabilă și demnă pentru cel puțin încă 100 de ani. La mulți ani, România, la mulți ani nouă tuturor și mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumim, frumos. Doamne profesoare. Emoționant. Da. Mulțumim frumos că ți-ai făcut timp să vii. Mulțumesc mult că m-ați invitat. Aduce aminte de un pic de istorie. Și eu aș vrea o completare, dacă îmi permiteți, înainte de a începe ședința. Recent s-a editat o carte, un volum, în care este menționat Bacăul în perioada Primului Război Mondial și perioada Unirii din 1918, în care și Comuna Poduri și Comuna Bucești a fost implicată. Și am reținut chestia asta care s-au menționat în acel volum. Volumul este scris recent, acum, de o autoare din Valea Rin. A fost prezentat acest volum la Muzeul de la Prăjești, așa, și am citit acolo și am rămas foarte impresionat. La Cireșoaia a participat în perioada finală a Primului Război Mondial regele Ferdinand și au participat atunci toți primarii din zonă, printre care și primarul de la Comuna Poduri, Vasile Șova, și Alexandru Șova, un salariat, și primarul de la Bucșești, îmi scapă numele, un nume foarte specific Bucșeștiului, dar îmi scapă numele de la Bucșești. Așa, și au făcut propunerea că armata română atunci, în perioada aia, a arătat sub dezastru mare, nespălați, cai nu mai aveau, că erau însoțitori de bază a luptătorilor, nu mai aveau ce mânca, erau murdari, nu mai aveau cu ce să mai încălțați. Și primarul de la Poduri ce a hotărât? Ce a propus regelui? A propus regelul Ferdinand. Să strângem cei care taie vite, să strângem pielea, să trimitem să facă bocanci. Și s-a făcut. Și a propus primarul de la Bucșești. Nu mai era sopon, așa au zis. Nu mai există sopon. Așa se spunea. Așa se spunea atunci, cuvântul. Sopon. Și ce s-a hotărât? Să adune toată lumea cenușa din sobă, să trimită să facă acel pleșii. Ca să se poată spăla, că nu mai există așa. Deci, niște chestiuni care... Și au fost foarte, foarte benefice toate. Și propunerea de la Poduri și propunerea de la Bucșești. Da. Și aș dori, domnul președinte, dacă îmi permiteți... Nu, domnul Bia, înainte de a intra în vot de rezist, doamna Gabriela Bia, în aceeași notă, ne... Da, nu, o completare de 1 minut și după aia, doamna. Despre ce este vorba? Aș ruga tare mult ca numele Consiliului Local și a conducere primării, să mulțumim doamnei Gabriela pentru expunerea făcută și de asemenea tot în această notă frumoasă să urăm drum bun și evlavie dumnezeiască să însoțească pe toți cei care și să le mângâie sufletul pe toți cei care se vor urca în autocare și vor merge sâmbătă spre duminică la acel pelerinaj la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului de la București. Este un lucru nemaipomenit la care și cetățenii comune sunt parte. Cinste preoților din parohii
pentru această acțiune extraordinar de frumoasă și mai ales pe și o mare sărbătoare de Sfânta Ecaterina. De asemenea, să-mi permiteți să urez domnului primar Dobrovăț multă sănătate și la mulți ani. Pentru mine personal a fost un izvor de sinceritate și noblețe sufletească. Urări de bine la familie și la cei dragi, domnul primar, așa cum îmi place să vă spună dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Mesagerii aceștia pe care îi vedeți au fost și la întâlnirea băgăoanelor cu reprezentanții de la Alba Iulia, care a avut loc marți la Bacău. Și sunt atât de bucuroasă să aduc mesajul în Comuna Podul, pentru că, iată, la 100 de ani de la zborul aviației dintre Bacău și Blaj, noi am fost acolo la un duplex. Și vom cânta două piese patriotice pe care vă invităm să le cântați cu noi, că sunt deja... Și nu fricăm, mă. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav români, hei! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini. Fie zi cu soare, fie sau cerul noros, fie ploi din soare, fie noi mergem voioși. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav român, hei! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini. Fie la paradă, fie la război, toți în grămadă, toți vesel mergem noi. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav român, hei! Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini. Steagul să lucească, steagul pentru el trăim, țara să-mi florească, țara pentru ea murim. Steagul să lucească, steagul pentru el trăim, țara să-mi florească, țara pentru ea murim. Drum bun! Bravo! Cântec istorii ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, dar fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, dar fi să ne îngropăm de vii. Cu multă plăcere și ne bucurăm că ați venit. Mă uit aici că îi cunosc pe copiii ăștia. La unii le știu povestea, la unii știu de unde vin, la unii știu că sunteți deștepți. Cred că toți sunt deștepți, am greșit aici. Adică vorbesc de unii pe care îi cunosc personal. Vă felicit că ați venit astăzi, copii. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi și că ați făcut acest efort. Să mai lăsați calculatorul și... Acum nu-i lumină la noi, că eram și noi pe calculator. Mulțumim frumos încă o dată că ați venit. Și sunteți privilegiați să fiți
o parte a Marii Uniri și să cântați așa frumos, pentru că și eu am voce, dar nu pot cânta, nu vreau să sperii pe nimeni. Am cântat așa mai cu limba între dinți. Da. Felicitări încă o dată. Gabi, felicitări și ție pentru... Mulțumim! Domnul Nicolaș, când doriți, puteți să dați numărul. Intervenții care erau bune după terminarea ședinței, dar în sfârșit, bine și la început. Înainte de a prezenta ordinea de zi, ședința se vede după prezență, am o informație la domnul Patrick Ionori că este implicat într-o avarie gravă și nu poate veni, m-a sunat și a zis să informe ședința, că nu poate să ajungă până la ora începerii ședinței. Iar mai este domnul Ilie. Ședința este statutară. Putem prezenta ordinea de zi. Înainte de prezenta ordinea de zi, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare, din data de 25.10. Cine este de acord cu procesul verbal? Este împotrivă cineva? Se opune? Se abține? Nu. Deci, procesul verbal s-a în unanimitate de voturi. Ordinea de zi, voi da citire ordinei de zi, în ședința din 22.11.2018. Alocuțiunea doamnei profesor Onu Gabriela privind însemnătatea centenarului Marii Uniri, asta am văzut-o. Și punctul 1 urmează. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea festivalului regional de datin, tradiții și obiceiuri organizate de Primăria Comunei Podru, județul Bacău, inițiator Albu Diana Narcisa. Deci, voi da citire toate punctele, sunt în total 8, așa, și după care le vom lua pe fiecare în parte. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Inițiator Albu Diana Narcisa. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2019 pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Podri. Inițiator Albu Diana Narcisa. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de uz și acces la unitățile publice asupra unui imobil, e vorba de un teren, inițiator primar Albu Diana. 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință și pe teritoriul Comunei Podri, inițiator Albu Diana. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii rețelei publice pe lungimea de 1 km de drum pentru îmbunătățirea iluminatului public și racordarea la rețeaua de energie electrică a cetățenilor care au cereri în zona dealului Cămărâței spre stadion. Deci s-a clarificat, dincolo de dealul Făgădău. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, inițiator primar al Domnului Narcisa. Și punctul 8, diverse. Supun la vot ordinea de zi, cine este necurs sau dacă sunt comentarii legate de ordinea de zi. Nu. Cine este de acord? Se abține, se împotrivă cineva? Nu. În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Vom începe cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea festivalului regional de date, tradiții și obiceiuri organizate de Primăria Comunei Podri. Da, o să doamna secretară. Cu doamnei Muncera, fiindcă în rest are mult mai mult de spus decât mine și după aia voi veni eu cu completarea, când veni de aia. Da, okay. Hai să vă lăsăm așa nou.
aerul ăsta așa de celebrare, ca să spunem. Și înainte să încep cu ordinea de zi, fiind aproape de final de an și calendaristic și fiind și aproape de 1 decembrie, cred că ar fi indicat, după cum bine știți majoritatea dintre dumneavoastră, eu coordonez un grup folcloric cu care am reprezentat comuna nu doar în județ, ci și în țară și chiar și internațional. Și cred că ar fi oportun din partea mea și frumos și fair play să facă un așa zis bilanț, ca să spun, al acestui an 2018. A fost un an nici foarte greu, dar nici foarte ușor. A fost un an în care am avut cu toții de învățat, în care am avut și suișuri, dar au fost și câteva stagnări sau chiar am și coborât, de unde am și învățat foarte multe lucruri. Eu v-am adus, dacă domniile dumneavoastră doriți, nu vă speriați, nu sunt diplomele doar de anul acesta, să nu exagerăm, adică ar însemna să vă mint pe față. Sunt diplome pe care grupul Păuna și l-a obținut din 2010 până acum, de când eu coordonez acest grup la nivel local și nu doar la nivel de școală. Dar ceea ce vreau să vă prezint și nu că neapărat vreau să mă laud, ci vreau să-i laud pe ei, pentru că este munca copiilor. Și, sincer, chiar mi-ar fi plăcut ideea, așa cum câțiva colegi de-ai dumneavoastră m-au întrebat pe sală când m-au văzut că așteptam, ce sunt cu acelea de acolo, și am zis că am de gând să premiez pe cineva de aici. Sincer, chiar mi-aș fi dorit din tot sufletul să premiez măcar două persoane de aici care au fost alături de noi în acest an 2018. Ceea ce vreau să vă arăt ce au câștigat păunășii de la poduri sunt cupe, trofee și premii. Și repet, nu tot timpul au câștigat premii, nu tot timpul au câștigat cupe, dar ne mândrim cu ei atunci când au câștigat. La Pângărați, Neamț. De aici avem Hodora Iași. Deci nu am mers doar aici, am mers și în țară. Aici avem Neghiniță Bacău, unde au luat premiul întâi, este Festival Internațional de Dans și au luat premiul întâi. Avem mai multe cupe, care toate sunt de anul acesta, dar am să ajung la cele pe care eu aș dori să vi le prezint în mod special. Au primit cupa de platin în categorie la Festivalul Internațional de Dans pentru dansatori amatori și semiprofesioniști de la Buzău și au primit pentru Magia Dansului la Neamț Festival Internațional, dar în schimb sunt campion pe axa de tradiție și tradițional și ne-am calificat la campionatul internațional din Bulgaria, de la anul, și suntem singurul grup din județul Bacău care am reușit să ne calificăm, la Buzău, campioană pe axa dans tradițional, Romanian Dance Amateur Championship Buzău, 2018. Nu sunt multe, sunt puține, dar pentru noi sunt de ajuns, pentru acest an. Pentru că am depus eforturi foarte mari și nu doar noi, și câțiva oameni care au stat în spatele nostru, chiar dacă uneori au stat în umbră și n-au dorit să fie publici, să facă public acest lucru. Mulțumim oficial și primăriei că atunci când și-a putut permite, ne-a acordat un minim de ajutor punându-ne la dispoziție microbusul școlar, iar uneori ne-au și ajutat cu motorina. Și pentru că este o zi de sărbătoare, eu am să încep să le strâng, nu sunt, cred că, eu în măsură să judec pe nimeni, nu sunt eu în măsură să cer socoteală nimănui, eu sunt doar un simplu om și un simplu muritor pe acest pământ, dar care fac ceea ce fac cu pasiune. Și n-am cerut nimănui nimic, nici măcar un simplu mulțumesc. Și n-am să-l cer nici astăzi acel mulțumesc pentru tot voluntariatul pe care îl fac. Dar vin în fața dumneavoastră ca să puteți transmite mai departe o simplă rugăminte a mea. Începând cu anul 2019, am rugămintea din suflet și cu respect vă adresez ca să o spuneți mai departe, ca toți cei care sunt din această comună și cunosc, se pricep, știu cum se fac anumite lucruri pe care eu le coordonez, să vină să mă învețe. Să vină să-mi spună, nu așa se face aici la noi, așa se face aici, acolo la tine. Atât am avut de spus. Iar, în legătură cu ordinea numărul 1 pe zi, eu am înaintat către Consiliul Local o cerere care are și număr de înregistrare și este, va fi atașată la dosar și la ședința de astăzi și am să vă dau citire că este foarte pe scurt.
Subsemnata Muncilana Alina, educatoare la grădința Program Normal numărul 1 Cernu, coordonator al grupului folcloric Păuna și coordonator și organizator al Festivalului Regional de Dat în Tradiții și Obiceiuri Podureanca, vă aduc la cunoștință următoarele. În luna decembrie 2018 va avea loc cea de-a 8-a ediție a festivalului, cuprins în Caier, aprobat de Ministerul Educației, în Comuna Podu. Ca în fiecare an, vă trimitem invitația și cererea de a fi parteneri în cadrul festivalului și de a munci ca o echipă, așa cum am făcut în fiecare an. Anul acesta, datorită numeroaselor cereri de înscriere, echipa de proiect a hotărât ca festivalul să se desfășoare în două zile, 14 și 15 decembrie. Tocmai de aceea și cheltuielile aferente s-au mărit, acestea ajungând în acest moment la suma de 15.000 de lei, estimativ, însemnând diplome, trofee, medalii, cadouri, masă, cazare. Venim cu rugămintea de a vă alătura echipei festivalului, de a ne susține și a ajuta în vederea realizării unui nou succes. În speranța că veți fi alături de noi ca în fiecare an, vă mulțumim. Coordonator festival, Muncilana Alina. Și este datată de pe 8-11, când a fost și înregistrată la dumneavoastră. Anul acesta vor fi mult mai mulți copii. Eu am să vă spun pe scurt ce am rezolvat deja până acum. Am rezolvat toată partea de papetărie, tot ce înseamnă afișe, diplome, adeverințe, absolut toate aceste lucruri deja vor fi plătite de anumite persoane. Am rezolvat cu o parte din cazare și o parte din cadou. Rămâne să rezolvăm restul de lucruri. Nimeni nu o să vă oblige, rămânem parteneri ca în fiecare an și colaborăm. Cu cât puteți să ne ajutați, cu mare drag, ceea ce vreau să vă mai transmit și, în special, poate dumneavoastră aveți cunoștințe care, să spunem că ne-ar putea ajuta și promova acest festival, în special cei care au firme. Există un cont în care se pot transfera sume de bani prin sponsorizare, este contul Asociației de Părinți Podureanca de la școală. Festivalul fiind făcut prin școală, Asociația de Părinți fiind a școlii, coordonată de doamna profesor Grecu Roxana, ei ne pun la dispoziție acest cont și prin acest cont se vor vira, cum se și virează deja în acest moment. În speranța că vom colabora, în cazul în care, să spunem că sprijinul dumneavoastră va fi poate mai mic financiar, dar va fi mai mare, sufletește, ne bucurăm să vă avem alături de noi și să fiți parte integrată a acestui festival, care până la urmă reprezintă Comuna Poduri. Acest festival nu este al lui Alina Muncilă și aș vrea să înțeleagă toată lumea acest lucru. Acest festival este al Comunei Poduri și așa va rămâne tot timpul. Chiar dacă acum cât o să mă mai țină și pe mine Dumnezeu în picioare și cu putere, eu îl coordonez, la un moment dat o să-l coordoneze altcineva. Da, nu sunt bătrână și chiar dacă aș fi nu mă dau, dar la un moment dat la toți ne vine vremea să predăm ștafeta mai departe. Deci, repet, festivalul nu este al lui Alina Muncilă, al Alinei Muncilă, este al Comunei Poduri. Și cred că pentru imaginea lui mă las la atitudinea dumneavoastră să luați o hotărâre. Vă mulțumesc, vă doresc un 1 decembrie cu liniște și pace în suflet. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, de multă lumină pe față și în suflet. Și sper ca sărbătorile de iarnă care ne bat în prag nu să ne facă mai buni, ci să ne lase la fel de buni cum suntem, dar să putem să-i facem pe cei de lângă noi mai buni. Mulțumim. Da. Mulțumim, doamnă educatoare. Am înțeles din ceea ce ați prezentat dumneavoastră că suma care este estimativă este de 15.000 de lei. Da. O să punem la aprobare. Avem noi de gând imediat, vorbește. Doamna primar, poftiți. Da, mulțumesc. În primul rând te felicit. Eu am înțeles care este mesajul tău. Într-adevăr, ne reprezintă Comuna Poduri și știu foarte bine ce spun, pentru că am fost și eu invitată la unele dintre activități pe care tu le-ai susținut împreună cu copiii din Poduri și cu cei care sunt mai în vârstă, nu neapărat copii, adică a fost așa o simbioză. Noi îți mulțumim că faci voluntariat. Eu știu ce înseamnă să faci voluntariat. Nu din păcate, din fericire și aș face oricând, da, să știi, pentru că în momentul în care faci ceva cu pasiune, cred că este cel mai... este un lucru eficient și cred că este și satisfăcător.
Noi îți mulțumim, îți mulțumesc și în numele Consiliului Local al Comunei Poturi. Sunt convinsă că și dumnealor apreciază ceea ce faci și apreciază copiii pe care îi, pe care tu îi dirijezi, să zic așa. Te felicităm pentru faptul că ai ajuns la un concurs internațional, ceea ce nu este puțin lucru. O să punem, nu știu, o să rog dintre colegi să spună că noi, ca și sponsorizare, putem să dăm 20 de milioane vechi, pentru că așa este, avem prag, așa avem pragul pentru a putea face aceste sponsorizări. De fapt, nu sponsorizare, că noi primăria nu putem să sponsorizăm. Veți fi parteneri. Noi suntem parteneri și atunci contribuiți cu o anumită sumă ca și parteneri. Și așa, știu că este puțin, știu ce înseamnă munca de aici, știu ce înseamnă zilele alea ca, în care se face acest lucru. Promit să te ajung mai mult decât știu, ca de obicei. Da, prin spate. Prin spate, așa, da, cam dubios spus așa prin spate, dar promit să te ajut așa cum pot și cum este bine să fie pentru comuna noastră. Sunt convinsă că o să aibă succes. Am avut și din străinătate și fiecare dată invitați, da? Și invitați de marcă ai muzicii populare. Au fost aici și colegi de-a noștri și au etalat aici talentele și copiii din comuna noastră. Încă o dată te felicit. Acum, dacă dumneavoastră sunteți de acord ca să punem 20 de milioane vechi, pentru 2000 de lei, ca să nu mă zic, sunteți de acord pentru această manifestare. Știm că de aici pleci la Bârlad. Da, noi plecăm la o filmare la Etna la Bârlad, iar mâine suntem la un campionat internațional la Iași. Mai că suntem mereu pe drumuri, noi. Noi îți urăm succes, să vii din nou cu premii, copiii să vină fericiți. Să ajungem sănătoși și primul și în primul rând. Da. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Costel Starparu. Deci, în primul rând, felicitări pentru abdicarea depusă. Doi, mi se pare suma mică, dar atât, dacă platforma te permite, putea face mai mult. Rugămintea mea pentru toți colegii consilieri și ceilalți, să ne implicăm un pic mai mult, se poate, fiecare cât de puțin. Dacă vine atunci cu un aport, se poate, mai poate rezolva multe probleme chiar atunci la fața locului. Așa e. Vis-a-vis de cazare, de organizare. Te întrerup, eu oricum vă felicit pe cei care ați luat copiii și ați cazat și care au stat, știu, Costel și Radu, au mai fost la domnul Nele, au fost foarte mulți care s-au implicat, la domnul Iulian. Contează foarte mult asta pentru că, uite, nu mai sunt banii respectivi, se duc în diferite locații și asta. Și anul acesta nu va mai fi masa aceea tradițională pe care noi o ofeream. Masa aceea tradițională, da, netradițională, ca să spunem așa. Deci am renunțat la partea aceea, deci nu-i vom mai așeza la masă jos, care cum era și așa. Era greutatea asta pe umerii. Era și o cheltuială, dar și un deranj foarte mare și atunci am preferat să vă oferim în momentul când vor coboră de pe scenă, în afară de tradiționalul mărcolac și așa, un mic pachetel care să conțină un sandwich, o apă, un fruct, ceva acolo. Și am renunțat la acea masă. Era și o cheltuială foarte mare, ce-i drept, și doi la mână era foarte multă agitație și tot timpul trebuia să avem oameni de bază acolo. Nu că n-am fi avut, că tot timpul găseam, dar mult. De exact, da. Da, cine este pe... Vreau să întreb, că anii trecut s-a spus că dacă faci o societate, găsiți altfel sponsori. Da, dar acum avem asociația. Da, deci acum se poate face fix același lucru prin cadrul asociației de părinți Podureanca. Este fix același lucru. Adică cine are o societate poate să vireze banii acolo printr-un contract de sponsorizare. Deci este un contract de sponsorizare care este editat de asociație, în care există o rubrică, o clauză pentru festivalul Podureanca. Mai aveți și altceva? Cine are firmă? Domnul profesor Vieș. Vieș, dacă îmi permite să aș spune că ceea ce a făcut Alina pentru comuna noastră nu a făcut mulți dintre noi. Și Alina, ești o continuatoare a activității culturale laborioase, tot pe tema dansurilor populare și a tradițiilor localității Poduri, a doamnei profesoare Grigorașe Elena,
cu vestitele șezători, cu vestitele piese de teatru și formații de dansuri populare. Este adevărat că bătrânii satului au murit. N-aveți de unde să mai culegeți ceva nou. Nou în sensul de a introduce în repertoriul dumneavoastră și a copiilor care îi coordonați. Ar fi ideal, nemaipomenit, o conlucrare cu doamna profesoară Grigoraș și respectiv cu a culege, că mai sunt totuși persoane care știu, din tradițiile vechi ale comunei Poduri. Ar fi un lucru nemaipomenit. Sincer, asta ești o fată sufletistă. Noi am apreciat dintotdeauna și ne cerem iertare că nu am participat efectiv mulți dintre noi cu un sprijin mai deosebit. Felicit pe colegii care au fost umbra dumneavoastră împreună cu conducerea primăriei, domnul consilier Neli, domnul Costel Starparu, domnul Iulian, și angajamentul nostru că vom face mai mult pentru viitor. Să vă dea Dumnezeu sănătate și multe, multe bucurii. Mulțumim din suflet. Mulțumim, domnul profesor. Dacă mai e cineva care mai are probleme, intervenții? Vasile. Au uitat să precizeze Alina că săptămâna trecută a fost la Romexpo, la București. Noi avem atât de multe evenimente în fiecare săptămână, încât la un moment dat noi le pierdem și ca reprezentant al județului Bacău, cu tradiții și dansuri, ce a făcut ea, ne-ar putea spune mai multe acolo. La Târgul Internațional. Deci e un mare lucru să reprezint județul Bacău la un festival la care au... Nu, este târg. A fost târg de turism. Așa. Deci... sunt niște realizări acolo. Avem și noi fiecare om are și păcate, lui are și părți bune, are și părți rele. Într-adevăr, tradițiile pe care le prezintă doamna, probabil că sunt tradițiile noastre de aici. Nu știu ce specialist am avea noi aici, care sunt indicativ, ci care sunt dansurile noastre. Dar vezi că ele sunt astea, tradițiile noastre de aici. Chiar titulată este mai ușor de comentat decât de a ajuta. Deci suntem în continuă cercetare și într-o colaborare bănesc cu cât mai mulți oameni din comună care pot să ne ajute să readucem, să spunem așa, o parte din trecutul comunei Poduri în prezent. Este foarte greu, e adevărat. Foarte multe ori s-a dovedit că este mult mai ușor a comenta decât a ajuta. De cele mai multe ori. Și cu asta am trebuit să urez succesul doamnei Elena în continuare și așteptăm cu nevădare festivitatea de la final de an. Mulțumim, domnul profesor. Dacă mai sunt și alte... E un mic completare. Tot mereu vă văd într-un singur costum. Nu se poate aloca niște bani în fără cu oriunde din costume la băieță. Ceva mai stilat. Eu, acum ca să vă spun din culise. Deci, anul acesta eu am investit niște bani și eu am schimbat fiile la fete, fiile la băieți din banii mei. Deci, la anul ei vor apărea cu alte, ei cu alte, așa, dar sunt din banii mei alea. Eu, deocamdată, anul acesta nu mi-am putut permite să le schimb întreaga costumație, astfel încât să mai schimbăm la unele spectacole. Am văzut odată dansau unul discurs. Da, pentru că s-a întâmplat, se mai întâmplă când îi se desface o nojiță, când îi se rupe... Făcea masaj. Aia. Da. Masajul asta e. Decât să nu intre până la urmă. Acum, nu știu, dumneavoastră probabil că ați prins. Eu nu am prins, dar doar ce am auzit de la bunicii mei. Înainte când mergeai la hora satului și începea zvâcul ăla de a dansa. Păi dansai și te sculți, numai ca să dansezi. Nu? Deci, acum și ei sunt la fel. Una e la dansul satului, una e la spectacol. E foarte adevărat. Aveți e bine totuși că vă orientați către... Că acum, din ceea ce s-a discutat și din ceea ce am mai auzit și eu, discutând la cei care sunt în specialitate cât de cât, e bine să păstrăm tradițiile satului și a comunei. E bine. Pentru că erau denaturate. Și nu o spun eu, o spun specialiștii care au studii în domeniu. Dar trebuie să țineți cont și de următorul lucru. Copiii din ansamblu sunt din Poduri, Bucșești, Cernu, da? Deci sunt din diferite zone. Probabil că aici în Poduri aveați anumite... Este comuna Poduri.
Acum, da, este foarte tradiția adevărat. Este aceeași. Eu mă refer ce tot prind și eu și aud și eu de la unii alții care sunt în vârstă și, de exemplu, pe mine au venit și m-au învățat câțiva bărbați din cernul de pe săcătura, un anumit pas care se juca cândva, care este asemănător cu cel al coroghestii, pe care eu l-am introdus și l-am inclus în dansuri. Este foarte adevărat și lucrul acesta. Tocmai de aceea am precizat atunci când am vorbit, toți cei care doresc să ne ajute, chiar și cu un simplu sfat. Noi suntem deschiși și așteptăm să vină să ne spună. Dar atâta timp cât nimeni nu vine și ne spune și doar ne trage de urechi, noi nu avem cum să știm cum era cu 80 de ani, cel puțin eu care sunt de 20 de ani în comună. Hai să spun ceva, că așa un timp din poziția... Prima de naturale care a făcut-o, a făcut-o cu costumul național. Ăla nu... Care e felul următor, îți spun eu, că te tragi de urechi, nu te tragi, tu-ți continui treaba asta. A, bine, asta cu siguranță. Că întotdeauna ar fi să găsești fără probleme cineva care se critici chiar dacă faci lucruri. Și punem la vot proiect ăsta, primul punct. Da, suma de 2000 de lei și eu. Totuși, de s-a făcut estimarea la 1 milion, la 15.000 de lei. Păi 150 milioane, 150 de milioane. 150 de milioane. Atâția bani. Primăria dă 20 de milioane. Ca se dă ca un fel de ajutor de urgență. Atunci care rămâne suma de 2.000 de lei. 2.000 la vot. Cine este pentru? 2.000 de lei. Se abține cineva? Împotrivă cineva? Nu. Trecem la punctul 2. Mie îmi permiteți să mă retrag, noi trebuie să plecăm la Bârlat, la urmă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Inițiator, doamna primar. Da, aș dori să spun eu câteva cuvinte. Este vorba de virări de credite bugetare de la un articol la altul și de la un alineat la altul în cadrul aceluiași capitol, la capitolul 6202 învățământ. Despre sfârșitul anului se fac acele reglaje între liniile bugetare. Și un al doilea este retragerea sumei de 47.000 de lei pentru plata asistenților personal și indemnizațiilor persoanelor cu handicap. După plata salariilor din decembrie, această sumă de 47.000 este disponibilă. La începutul anului se face o anumită estimare. Acea estimare a fost puțin a fost mai mare decât suma care s-a realizat până la sfârșitul anului respectiv. Deci ar mai rămâne undeva economie de 47.000 la acest capitol bugetar. Dacă sunteți de acord cu aceste... Supun la vot. Punctul 2. Dacă este totdeauna de acord. Se abțineți? Împotrivă cineva? Nu. A votat în unanimitate. Punctul numărul 3. Deci un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice prin anul 2019. Da, am să spun eu. Conform legii 188, legea funcționarului public, la fiecare final de an, pentru anul următor, pentru anul 2019, trebuie depus planul de ocupare a funcțiilor publice. Asta ce înseamnă? Deci nu se poate face nicio promovare în cursul anului următor dacă nu este depus planul. Avem aici și planul, dacă doriți să vă uitați pe el. Am zis că o să avem câteva promovări de făcut. Deci, salariații care sunt, după 3 ani de zile, pot fi promovare. Și nu le citeai? Dăm citire la așa ceva? A, să știm 2-3 persoane care... Ai vorbit promovate? Să știți care vorbim. Păi așa nu mi se pare normal. Da. Este vorba de Abraham Ionela, Lupi Iustina, Poșa... Dar spune și funcția care o deține. Da, ei sunt... consilieri principali și vor fi făcuți consilieri superiori, deci ajung la ultima treaptă. Domnul Ababei, domnul Coșa. Domnul Coșa, judecător prin? Nu, el este tot. Consilier principal. Da, fiecare avem, deci încep de la consilier asistent, deputant, asistent, principal. Aici în tabelul ăsta, mă iertați, aici aveți funcția publică, dar nu există persoană, nume pe nume. Păi nu. Deci pe fiecare, în dreptul lui este diversul trecut consilier principal. Avem 10 funcții de consilier principal. Da, vă dau citire. Consilier juridic clasa 1, grad profesional principal. Păi așa este, deci nu dă din nume. Dacă vreți să vedeți tabelul de bord din ANFP, el am și ăsta aici. Dar așa este, ăla este... E bine să le cunoaștem și noi pe fiecare, nu? Ăla este, deci ăla se cotează. Da, da.
Asta votăm, dar nu știm pe nume și prenume. Dar nu, nu se votează pe nume, se votează ca și funcție. Dar nu e normal să știm și noi cine ocupă funcția asta, acum. Cine e persoana care... Vreți să vi-l citesc pe fiecare? A, e bine, sunt dați și tine. Promovarea se face prin concurs, ca să știți, nu se fac, vrem noi să-i facem. Concurs? Deci o să fie concurs. Deci aprobarea noastră le dă dreptul să prezintă la concurs. Da, să participă la concurs, sigur. Fără aprobarea noastră nu se pot aproba, nu se pot înscrie la concurs. Da. E normal. Fără aprobarea noastră, fără aprobarea NFP-ului. Ah, deci acolo da. Noi trimitem la NFP, așa. Dacă ei ne dau aprobarea... Asta e primul pas. Da, asta este doar primul pas. Da. Așa. Sandu Popa Cristina, știți că sunt secretar. Deci eu nu mai am alte... Principalul meu? Nu, la mine nu, este principal, doar secretar. Avamei Sorin este consilier principal. O să fie făcut consilier superior. Caraban Ioan Emil este consilier superior. Eu zic să le citești numele că ne apucă. Dar vor să știi fiecare. Știți ce consilier? Cei care mi-au spus. Deci cine promovează? V-am spus. Domnul Ababei, doamna Avram. Iustina Coșa, așa, deci din consilieri principali vor fi consilieri superiori. Atât. Și domnul Ionuț, care este asistent, va fi principal. De la principal ce șansă? Atât. Asta superiori e ultimul. Păi începe secundar. Da. Păi eu ia înțeleg ție, vezi, să trebuie. Păi dar vreau să vă spun eu ceva în legătură cu acest punct de, știți foarte bine și o să vă dau și un exemplu ca să faceți așa o un pic o legătură. Comuna noastră este cu 7800 de locuitori, cam astea sunt la ultimul recensământ, da? Orașul Moinești are 18.000, deci cum ar veni de două ori și un pic mai mult ca noi. Angajații primăriei Moinești sunt în număr de 350 de angajați, are primăria Moinești. Angajații Comunii Poduri sunt în jur de 35. Dar la noi nu avem treabă contractuală. Numai un pic. Aici. Dar mă las termin, te rog frumos. În primul rând, că toate lucrurile, toate treburile, toate proiectele care s-au început, avem asupra noastră destulă muncă la care suntem aici. Și vă spun eu că se muncește destul de mult. Eu vă spun, de când sunt eu, nu mă interesează ce-au făcut unii alții. Eu vă spun acum, în ultimul timp. Toată munca asta, pentru cât suntem de puțini și uneori suntem și blamați și criticați că nu facem așa, că nu poți în 35 de oameni să faci treaba pentru 7800 de oameni, așa cum ar fi ca la carte. Pentru că nu cred că este vreun primar, nu contează de care primar, că e de orice culoare politică, nu cred că este vreun primar care să nu vrea să facă ceva sau nu vrea să facă lucrurile să fie bine. Nu cred, adică asta este părerea mea, că asta este crezul meu. Să pot să fac ceva, să las ceva în urmă. Suntem și așa presați de această treabă și de muncă. Și chiar și fiind ședința publică, mi-ar place să o urmărească foarte multă lume, ca să știe despre ce e vorba. Comuna Poduri și echipa primăriei Poduri, în ultimul timp, depune, să spun așa, nu neapărat eforturi, dar depune o muncă fabuloasă ca să putem duce la capăt unele proiecte, să putem avea pentru dezăpezire cât de cât o cifră bună, că nu poți să ajungi, v-am spus. Din punct de vedere social, iar să muncești foarte mult pentru problemele care sunt pe toată comuna, și este foarte ușor să aruncăm cu pietre, dar suntem foarte puțini și foarte greu ne descurcăm. Nu este chiar așa de simplu și pentru cei care au lucrat în primării știu foarte bine ce spun și știu foarte bine ce înseamnă administrație. Poate într-adevăr, zic înainte, poate fiind mai puțin, se descurcau mult mai bine, poate nu erau atât de multe cerințe care sunt acum pentru un contract, pentru un proiect, sute de acte, sute de documente, te întoarci înapoi cu toate avizile, unul pe un drum, unul pleacă la dezăpezire, unul nu are motorină, unul îl sună nu știu care, că nu i-a făcut drumul bun, unul că de ce nu se face la mine, deci chiar nu este deloc. Iar chestia asta ca să tot, vai, dacă mai angajăm, da, o să mai angajăm, dacă ne lasă să mai angajăm, ne mai trebuie personal. Pentru că suntem foarte puțini. Și suntem foarte puțini și muncim extraordinar de mult. Vă spun eu pentru că știu
foarte bine ce face echipa. Începând de la mine, viceprimar, secretar, la toată lumea. Toată lumea suntem pe drumuri, toată lumea suntem sunați la telefon, zi și noapte, nu stăm niciunul, chiar nu stăm. Ne prinde sâmbătă aici, duminica ne prinde aici, ne prinde noaptea aici. Adică nu putem să spunem, domnule, vai de mine, sunteți mulți și vă mai trebuie pe unul, mai trebuie să-i dăm afară, nu putem să facem chestia asta. Mai sunt și zile când, să spunem, câteodată sunt mai liberi așa. Vorbesc numai câte de titluri de proprietate s-au scos acum, în ultimul timp. Și asta e o muncă imensă, să scoți niște titluri de proprietate care ar trebui scoase de acum 20 de ani. Nu e chiar așa de simplu. De asta spun că pe umerii fiecăruia există o greutate aici în primărie și o responsabilitate. Că toți semnăm, toți... E foarte ușor să vii să spui din afară că de ce nu mi-ai făcut așa, de ce strada nu e așa, pentru că trebuie să avem un pic de răbdare. Nimeni de aici, din această primărie și dintre colegii mei, nu spun că nu vor să facă. Eu cred că toată lumea și ne-am înțeles foarte bine în ceea ce privește echipa ca să putem să realizăm ceva. Zic eu că sunt și câteva lucruri vizibile pentru cine vrea să vadă, bineînțeles, și cine vrea să aprecieze, și asta îl mulțumesc celor care fac lucrul acesta, și mulțumesc celor care nu apreciază, pentru că probabil ne mai trezesc așa la realitate, că na, așa e normal, trebuie să nu poți fi prea văzut, prea bine peste tot. De asta spun, adică chestiile astea, acum că e în glumă, că e în serios, chestiile astea, că suntem cu unul, cu doi mai puțin, că ANFP-ul, că... Și în echipa asta, cel puțin de când sunt eu, au venit oameni foarte buni și foarte de calitate. Nu mi-am permis să aduc și să vină cineva pentru un concurs, să vină oameni care să nu poată să știe ce-i cu ei. Adică sunt oameni care scot, proiecte, care scot bani pentru Comuna Podului. Așa că vă rog frumos, când plecați lucrurile astea de organigram, de așa, să fiți undeva, să vedeți și responsabilitatea din spatele fiecărui post care e aici. Toți suntem tras la răspundere, de jos, începând până la mine și până la ultimul om, până și femeia în servicii tras la răspundere. Vă mulțumesc frumos, dar chiar am ținut în mod deosebit și promovările astea să fac, pentru că e normal să se facă promovările, că așa în orice loc, cred că a fi promovat și a mai luat la salar 50 de lei, nu cred că e chiar așa de mare, nu e chiar așa de mare lucru. Ca să nu aș mai spune și ceva pe lângă, dar mă filmează. Dar să știți că fiecare de cei care vor fi promovați chiar au depus, adică au foarte mult de lucru și chiar merită asta. Deci începând de la achizițiile publice până la stare civilă și așa mai departe. Mai avem nevoie de om la cadastru, mai avem nevoie pentru asta cu urbanismul, mai avem nevoie în asistența socială, pentru că din ce în ce numărul copiilor, numărul persoanelor bătrâne, numărul persoanelor bolnave este unul destul de mare pe comună. Mai avem nevoie ca să putem să punem începând de 1 ianuarie poliția să meargă pe drum, să facem patrulii de circulații pentru pe noapte ca să putem să ne schimbăm. Avem nevoie de oameni care sunt buni și care să facă treaba. Asta e de fapt ideea. Dar noi nu scoatem. Acum nu spunem că scoatem, nu asta e ideea că angajăm. Asta este statutul de funcții la noi. La noi avem, nu știu, cât 50... Nu, vă spun eu. Deci, dacă îmi dați voi să completez, e vorba de 42 de posturi, dintre care în momentul de față sunt ocupate doar 16. Deci, funcționari publici, mă refer. 26 sunt vacante. Deci, noi am avea dreptul să mai angajăm, dar asta e. Da, nu asta este. Când se oferă un post pe care să vină cineva care să ne ajute și să avem pentru postul respectiv și încă ceva. În momentul în care vin controale, că vin tot felul de controale, știți cum e la primărie, în momentul în care vin aceste controale, am văzut că roagă pe primar, dacă pe postul respectiv nu este om, vă dau un exemplu, cu câte 100 de milioane amendă, că și pe persoană fizică. Trebuie să spun, chiar nu-mi convine, că de ce nu angajezi om pe postul cu tare? Păi n-avem cu ce să-l plătim, că sunt așa cu mâini, cu bugetul și nu știu ce, și bă, mă mai rog de unul, de altul, ca să mai treacă, ba un avertisment, ba, pot să vă pun acte la dispoziție, să vedeți că ceea ce spun, începând de la curtea de conturi și până la ultimul control care a venit, se întâmplă lucrurile astea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da, mulțumesc. Chiar eram, mulțumim. Doar atâta aș vrea să întreb și eu. Aveți niște criterii, nu? Care stau la bază, în ce evaluare, deci pe bază, evaluați sigur, și sigur, promovați, sigur, da? Sigur. Deci în baza, în baza unor criterii. Ani. Și dau un exemplu. De exemplu, ați amintit, doamna primar, Camera Agricolă. Ați numit și o persoană din Camera Agricolă, care va fi promovat. Dar cine este? Am înțeles, Caraban, nu? Nu, el este la ultima treaptă, m-a spus. Nu mai trebuie... El e special. Bun. El este la ultima, nu mai trebuie promovat, este la ultima treaptă. Da, dar... Eu am discutat. Am spus Avale, Avram, Lucu...
și Coșa, nu. Deci nu va fi. Dar ar fi bine să nu nominalizăm, totuși, pentru că, în primul rând, că nu-i corect să nominalizăm. Fiecare își face treaba până la profesor. Nu, am spus că domnul Caravan este consilier superior. Nu mai trebuie promovat. Am specificat. Nu, pentru că au fost atâtea controle și niciodată la controlele care au fost n-am auzit un dar ceva. Dar știți, dacă n-au lăsat nimic ca măsură, domnii au fost mulțumiți. Nu pot să vă mulțumim pe dumneavoastră. Noi suntem, deci sunt mulțumiți cei care ne controlează. Eu spun așa că toate tentativurile astea și toate nemulțumirile unui de altul se pot rezolva cu oamenii. Ultima prezentare făcută de doamna primar în ședința din Cămin, da. La inimia, când ați fost, a fost un curtea de conturi sau da, și ați criticat camera agricolă și ați dat Popa Luminița Caraban Ion. Și eu, dar cine face... Ion nu prea cred. Ați zis cine face parte din camera. Dumneavoastră ați zis, dar eu n-am zis. Bun, a spus camera agricolă. Și ați citat și nume. Și camera agricolă este acum... respectiv face parte. Doamna Popa și... Domnul Caraban Ion s-a implicat foarte mult. Deci Curtea de Conturi n-a verificat... Camera agricolă. Sunt cei de la prefectură care verifică... Eu aș zice că discuțiile astea chiar nu și-au fost acum. Să prezentați domnului consilier în zilele următoare. Da, nu, dar poate să vină să facă domnul Caraban, dacă vrea să facă un referat, să ducă să-i dea domnului Grigoraș, citească ce-au făcut. Și câte registri o implementat domnul Caraman, nu știu dacă cunosc, e aici sau cunosc atribuțiunea fiecărui din primărie, pentru că și am mai fost... Și bine să nu discutăm despre persoană dacă nu este confruntat cu diferite lucrări și din fiecare cameră. Domnul Caraman are o... Dar vă rog frumos, mă ascultați și pe mine, da? Și atunci, discuțiile cu cetățenii din comună, enorm de mulți cetățeni, prezintă niște aberații făcute din camera agricolă, personal de Caraban. De ce îl citează tot mereu pe Caraban? Eu zic să vină persoanele respective, măcar 10-20, dacă spuneți că așa e enorm să știți mult, să faceți o cerere și așa le-am, așa i-am învățat și eu. Da. Duceți-vă și faceți sesizarea la conducerea primăriei. Asta i-am învățat. Dar știu că va fi protejat. Va fi protejat. Chiar da. Așa le-am și spus în final. Știu că va fi protejat pentru că l-ați demonstrat. Deci, dar pot să vă spun și public și v-am zis că ședința e publică. O muncit foarte mult omul ăsta și eu am venit aici în primărie, l-am găsit pe el, are atâția ani vechimi, pot să iau de la el ceva din experiența lui, nu neapărat, nu toți suntem perfecți, nu cred că are chiar experiență de 100% a fi cel mai bun, dar nici n-am auzit de el să fi făcut asemenea prostii pe care le spuneți dumneavoastră. Atunci, și vă dau un exemplu, vă rog și eu v-am lăsat să terminați. Hai să mai lungim. Domnul viceprimar Iescu Costic i-a spus, băi băiete, tu dacă ai făcut așa ceva, că i s-a prezentat un aspect, da. Ce a făcut el acolo pentru registru agricol, da. Adus de la arhivele statului de mine. Așa, și a zis, băi, dacă tu ai făcut așa ceva, asta e pușcărie curat. Acel registru agricol dispărut. S-a șters acolo, a rămas șters, s-a dispărut. Domnul de ce? O sigur lucru. Are dreptul ăsta? 10 persoane, 20 de persoane, mi le aduceți aici și luăm măsuri. Da, e de ajuns unul să vină și să spună și ce aberații s-a făcut. Da, dar haideți să trecem, mai poate fost așa iar o luăm pe ulei degeaba. Da. Domnul profesor Bia, intervenție. Îmi pare rău că vin după o atmosferă puțin agitată. Ei, da, așa e frumos. Da, e numai să fie constructivă. La punctul 3? Da. Eu cunosc în detaliu tot ce ați ascultat dumneavoastră, prezentat de doamna Cristina. Eu la comisie am prezentat această organigramă cu statele de funcții. Nu fac nicio comparație cu primăriile, cu conducerea de primării de altă dată, dar gândesc că noi, consiliere, trebuie să apreciem în unanimitate că se muncește foarte mult în primăria Podului pentru a obține rezultate. Ăsta e adevărul. Nu ne ascunde după deget. Eu eram într-o zi și așteptam să merg la Moinești să iau niște medicamentații pentru mama soacră, care este bolnavă de tromboză, operată la Iași, de un profesor universitar. Doamna primar mă vede în capăt aici și spune, da, ce faceți? Merg cu tare loc. Și sună în primărie, uitați că e lumină în primărie. Cine era? Erau colegii noștri, domnul Mitrel și nu știu dacă și domnul Ababi, care lucrau la niște proiecte pentru primăria Podului. Eu o stimă deosebită am pentru domnul Ababi și domnul administrator Mitrel și pentru toți colegii din primărie. Este adevărat
că ca în orice familie, domnule, mai există unul care mai merge puțin așa, mai șchiopătând, dar exemplul marei majorități din primărie în frunte cu doamna primar nu îl lasă să nu meargă decât în pluton cu toții și cu noi toți. Pe de altă parte, eu mă gândesc așa și întrebați-vă fiecare din consilieri, implicit mă întreb pe mine, am făcut noi oare, domnii consilieri, cât trebuia și spune legea și legislația ne permite să sprijinim conducerea primăriei? Răspunsul pentru mine, nu pentru dumneavoastră, pentru mine, că n-am făcut mai nimic eu. Poate ceilalți consilieri au făcut mai mult. Dar un cuvânt să audă oamenii ăștia de la noi, de liniștire sufletească, se apropie 1 decembrie. Exact. Și respectiv să audă un cuvânt de mulțumire pentru tot ce au făcut ei, că au lăsat familia deoparte, că au lăsat soțul deoparte, copiii, și stau non-stop în primărie și noi să venim cu elogii, cum spunea domnul consilier Neli, că unii oameni mai vin cu elogii și alții muncesc, referindu-se, cred că și la mine. M-am văzut în alea, m-am văzut. Dar mă întreb așa, caracterul ăsta a sufletului nostru și caracterul tuturor ne lasă chiar așa să zicem, măi, dar oamenii ăștia n-au nevoie de ajutor? A venit zăpada, lunea trecută. Câți domni consilieri au mers prin sectorul dumnealor și au văzut cum stau bătrânii, că am discutat la ședința de comisie care o conduc. Câți domni consilieri au spus, păi frate, mă duc și eu la omul ăla cu o sacoșă de pâine. Astăzi m-am dus la fata de aici, de la Chioș, de lângă Vascu, la pâine, 15 pâini, s-o cruci, ce faceți cu atâta pâine, domnul profesor? Păi, duc 5 în cutare loc, duc 5 în cutare loc, 5 în cutare loc, dacă mai rămâne vreo pâine pentru familie, o duc acasă. I-a raportat și doamnei primar. Eu sunt convins că mulți din dumneavoastră nu vă cunoaște sectorul absolut deloc și iertați-mă că intervin. Mulțumesc. Da, mulțumim. O replică pentru domnul Bia. Eu vreau să spun totuși că ne-ați ajutat, pentru că toate proiectele care au fost pentru Comuna Podure au fost trecute și asta este foarte important. Sunt convinsă că dacă nu erau bune, n-ar fi fost trecute, dar toate au fost și bune, acum ca să fim și un pic egoiști așa și... De asta eu vă mulțumesc că ne-ați ajutat și că ați ridicat mâna acolo unde este important pentru oamenii comuniști. Cred că ăsta e cel mai mare ajutor. Că rest, cu astea, cu dezăpeziri, cu astea, cu cunoscutul, ne descurcăm noi cum putem. Noi mai până la urmă tot trebuie să trecem peste ele, dar asta cu proiectele astea cred că este cel mai important lucru. Vă mulțumesc! Da, mulțumim. Dacă mai sunt și alte discuții, intervenții. Îmi întreb pe domnul Vida, a fost destul de convingător pentru toată lumea? Rămâne conștiința fiecăruia să judece. Trecem la punctul 4. Să votăm la punctul 3. Punctul 3. Și punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Se abține? Se opune cineva? Nu. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de uz și acces la unitățile publice asupra unui imobil. E vorba de un teren. Inițiator, doamna primar. Vorbesc eu, dacă îmi dați voi și am să vorbesc mai pedicos că Cortis, am început să mai dați la cealaltă. Este vorba de a asigura dreptul de uz și acces pentru mentenanță și intervenții în caz de avarii, pentru rețeaua care îi face alimentare pentru cămin și primării. Terenul rămâne a nostru, dar se dă drept de uz del gaz de grid în caz de avarii, de reconfigurare, de reabilitare, de știu eu ce se mai poate întâmpla la această alimentare cu energie electrică. Ei au dreptul să intervină fără a fi nevoie de alte formalități.
dreptul nu se înscrie în cartea funciară, deci el rămâne în cartea funciară a Comunii Poduri, dar le acordăm acest drept care este stipulat din legea 123/2012 privind energia electrică și gazele. Cam atât. Dacă sunt și pun la vot. Dar mai sunt alte intervenții? Poftiți. Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține? Se opune cineva? Nu. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrului didactic care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri. Supunem la vot. Cine este pentru? Este vorba de luna septembrie și octombrie, să știți. Cine este pentru? Încă o dată. Se abține cineva? Se opune? Nu. Votat în minoritate. Eu acum. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii rețelei publice pe lungimea de 1 km de drum pentru îmbunătățirea iluminatului public și racordarea la rețeaua de energie electrică a cetățenilor care nu au cereri, care au cereri în zona dealului Comorâții spre stadion. Da, eu vă spun două cuvinte. Să facem ca iluminatul public să fie până jos la podul Comorâții și să punem pe tot Făgădăul iluminat public. Asta e. Da. Ne supun la vot. Cine este pentru? Se opune? Se abține cineva? Nu. Votat în unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, inițiator primar al dumneavoastră. Diana Narcis. Domnul Abadie, să prezinte că doamna Mioară. Prin hotărârea din guvern 115/2015 s-a aprobat o strategie la nivel național privind incluziunea cetățenilor români din origine romă. La nivelul fiecarei localități trebuie făcut un plan de acțiuni care să aplice în teritoriu ce e scris în strategia națională. Noi am schițat un plan pentru anul 2019. O să trebuiască să alegem și un grup de lucru care să includă personalul de la asistență socială din primărie, de la poliția română, poliția locală, medicul de familie sau medicii de familie care au în circumscripții populații etnii romă, cei din Poduri vorbesc, preotul care e în parohia respectivă sau preoții, educatori, învățători, profesori de la școli din care frecventează copiii etnii romă, mediatorul care reprezentanța etniei care mai de frunte, mai reprezentativ. Tot acest grup de lucru și ar fi bine dacă am putea să-l nominalizăm și să-l aprobăm în ședința de astăzi. Vor lucra la transpunerea în practică acestui plan. Dacă aveți răbdare, o să vă și dau, sau mă rog, să-l spicuiesc cel puțin. Deci se referă la câteva capitole importante, educație, sănătate, locuiri și mică infrastructură, ocuparea locurilor, ocuparea forței de muncă, cultură. Noi am pregătit măsuri pe fiecare din aceste segmente, de la creșterea frecventabilității începând cu clasa 0 grădiniță a copiilor din romă până la încurajarea să-și găsească loc de muncă, facilitarea găsirii unui loc de muncă în zonă cu antreprenori sau societăți comerciale din zonă, sprijinirea cetățenilor de origine romă să-și facă autorizații de construcții,
intre în legalitate acolo unde este cazul cu construcțiile deja existente. Pe plan cultural, am prevăzut și o serbare în care se antrenăm cu ocazia Zilei Romilor, care mi se pare că e pe 8 iulie, dacă nu mă înșel. La fiecare din aceste segmente sunt mai multe acțiuni care o să desfășoare, pentru că fiecare grafic de execuție a acestui plan se raportează anual la instituția prefectului. Deci, la anul, în vremea asta, trebuie să raportăm dacă ne-am propus stadiul și modul de implementare a fiecărei acțiuni. Mulțumim! Mulțumim. Supunem la vot. Mai e cineva care dorește să intervină? Eu, Romii, noi din comună, sunt cam scindați. O parte cu aia cu portul, o parte cu aia. Dar tot Rom se cheamă. Tot Rom, dar am înțeles că preotul în comisia de lucru acolo. Cu care? Cu aia de la cort? Dar putem să-l chemăm și dacă au mânt de alte confesiuni, că se poate opta. Dar nu, că nu e totuși pus să fie legal confesiunea asta a lor și atunci preotul ortodox. Nu e legal. Dar toți romanii de aici din comuna Podra au impresia că primăria trebuie să le construiască case. Da. Primăria, eu n-am promis. Cred că toți romii au aceeași problemă peste tot în această țară, nu numai în comuna Podra. Educați. Acolo e un punct, educați. Asta ne propunem din planul de masă. Nu o să iau știți. Strategia națională, inclusiv la foarte optimist universitar. Da, facilitarea locurilor de muncă. Da, există. Există în fiecare plan. În momentul în care, de exemplu, la licei, la facultăți, sunt anumite locuri speciale de... O să cercăm, dar la poliții sunt, am văzut, în armată, peste tot sunt pentru preoți. Acolo. Dar știu șef de poliție care este rom, deci cine vrea... Acolo este bine, domnul Ababi, mă iertați, domnul președinte, acolo este bine, în acel program, să pornim de la partea de bază, de la copilașii mici de la școală. Și să știți că o experiență vastă în domeniul ăsta, fiind și director de școală la Valea Șoșe, a avut-o domnul profesor Iscuneli. Cunoaște în detaliu și eu îi cunosc. Pentru că la un moment dat, poate ei se gândesc așa, conducerea primăriei vine numai când e vorba de votare sau de alte acțiuni. Nu, domnule dragă! Venim și mergem la ei să vedem cu ce probleme se confruntă. Dar copilașii de la școală, împreună cu directorul de școală și cu ceilalți interesați de acești copilași educați cum trebuie, că ăștia bătrânii, domnul Nele, are dreptate. Greu îi aducem de răși. Și mai ales dacă intervine și ăsta cu barbă de al de scorțeanul citire, ai terminat-o. Și totuși, de ce a scăzut atât de mult procentul de școlarizare din rândul romilor? Școlarizarea comunii, de ce a scăzut? Dacă se pune problema când merge, se intervine, se facă și îi favorizează. Deci, primul capitol al planului nostru de acțiune este chiar educație. Și ca prima măsură pe care ne-am propus-o este includerea tuturor copilor romi în formă de educare de tipul grupuri pregătitoare, grădinițe, școală generală și urmărirea frecventării acestor forme de învățământ de către copii. Asta e timpul și care cu termen permanent și începând cu semestru 1 anului 2019. Îți formezi generația viitoare. Pentru că am să apelez la dumneavoastră și să schițăm totuși lista cu cei care vor face parte din grupul de lucru la nivel local. Și eu președinte îl văd pe domnul profesor Iscuneli. Nu dau nicio șansă. Vicepreședinte domnul Enea Iulian. Da, ne tindem vale. Ce mai asta? Ce să mai? Spuneți pe cine vreți. Și domnul Babi. Și la urmă treceți și pe mine că vă ajut.
domnul Ababi cu domnul Bia. Absolut, absolut, ajutăm. Și doamna Mioara Toader, că este asistentul. Eu nu știu dacă la comun acum mai există în cadrul școlii o persoană care răspundea numai și numai este. Da, este. Drăgător. Are niște abilități foarte largi în ceea ce privește dânsa se ocupă cu așa ceva. A fost luat de... Nu cred. Lunar, ea este numită prin ordin de prefect. Lunar merge la prefectul să spun cu el, să o numerească. Da, dar are multe obligații. Nu știu, doamnă Trigoreanu, dați-mi și mie. Poftiți, poftiți. O cunosc foarte bine și dimineața stă în Lucăcești. Dimineața o văd cum merge, că mai are un mers. Și o cunosc că a lucrat la noi, la auto mai de mult. Deci vine în fiecare zi. Vine, dar... Deci vine și o văd, deci acolo în zona magazinelor, că eu când merg la cruza Rapot, atunci trei. Deci vine în fiecare zi. Problema ce face acolo. Acum vreau să fac o afirmație care sigur mă acuzați pe mine. Din cadre didactice spune. Știți ce face în cursul zilei? Stă pe calculator și joacă șah. Asta face, asta face. Expunerea unui cadru didactic din școala Poduri. Ai atât de multe informații din școală, toate false. Domnule, inclusiv la adresa mea, toate false. Cadru didactic, de acolo provine. E ca dacă eu merg zi de zi acolo, tu ne știi mai bine ca mine de acolo. Dar domnul ăsta stai în secretariat. Tu ai alte atribuțiuni acolo. Ia, dacă tot am luat, apropo ce a spus domnul profesor. Tot un cadru didactic a zis că la ora actuală e dezastru în învățământul podurean. Tot un cadru didactic. Da, tot numai lucrurile relația dintre profesor-profesor. Relația dintre profesor-elev și profesor-părinte. Vasile, dacă ai vrea să te respecti un pic, ai întrebat măcar trei persoane, să ai trei surse de informație. Așa că unul conștiinț vine și îmi spune o vorbă despre tine și acum să duc vesel în toată comuna despre o altă vorbă, ar fi... Eu accept orice se spune despre mine. Nu cred. Eu spun să încheiem această subiect. Deci mai departe că nu are rost. Referitor la ce a spus... Am trei ani de zile de când am ieșit la pensie, n-am primit niciun reproș. Pe perioada de 40 de ani cât am fost în învățământ. N-am primit. Îmi dai voie la cuvânt, domnul Vasile? Așa. Dacă permiteți, supuneți la vot... Hai să supunem la vot punctul ăsta. Care o să fac parte din consilier? Are cuvântul domnul consilier Nelici? Domnul profesor a precizat, a pus o întrebare și domnul Vasile Gurașcu cu prezența română la școală. Într-adevăr, ultima perioadă este catastrofală prezența la școală a copilor de etnie rom, mai ales la clasele 5. Și aș da timp un piculeț înapoi, prin 2006 sau 2007, până la 1 ianuarie 2007, vorbesc așa, erau celebrele alocații să dea pe acel certificat care se ștabila de conducătorul unității școlare în fiecare lună. Și atunci, mai corect, mai incorrect, fiecare director de unitate ținea de treaba asta, nu vineai două, trei semne la școală, nu-i dădea fila check se numea, aveam o scăpă de treaba asta. Și atunci, mort, copilul vine la școală, că știa că nu lua check-ul, că după ce o stămână, două nu mai vine. Dar după aceea iar vine și de bine din rău, tot venea o perioadă de timp. Cine a fost cu ideea asta, nu mă duce mintea, s-a hotărât ca să desfința filacec, alocația vine acasă. Devine din lumina la școală, copilul primește alocația acasă. Ei, din acel moment s-a terminat cu prezența romilor la școală. S-a încercat cu poliția, s-a încercat cu mediator, s-a încercat cu poliția. Orice modalitate nu mai dă niciun randament, atât timp cât banul vine acasă. Dar pot să vă spun eu un lucru mai bun. Poate la 5-8, așa cum ați precizat. Dar, pentru ăștia mici, având în vedere că sunt tichetele de grădiniță, nu lipsește unul de la grădiniță ca să nu ia tichetele. Deci, asta e viața la noi. Iar la 5-8, astfel, la 5-8 lucre că sunt 10 copii, de ne rom acolo la 5-8. Așa. Dar nu mai sunt, pentru că nu mai sunt, nu mai sunt atât de mulți față ce erau în anii trecuți. Bine, mulți care au rămas repetenți de trebuie, scoate din liste. Da, din sistem. Atât, nu mai sunt, efectiv. Deci e inclusiv deci dragala, s-a mers. Care sunt persoanele care? Stați un pic ca să numească persoanele care sunt... Până acum au fost propuneri pentru domnul Iscu, domnul Bia și domnul Iene. Da. Dintre consilieri vorbim. Ceilalți sunt din drept o să fie convocați. Poliția... Doamna Scorțanu, pentru că ea este cu asistența medicală, cu asta și e important discuții pe planul ăsta.
o dată în program. Adică, da, se votează comisia. Să fie reprezentată și ca vreți și doamna dragă mea la școală. Nu, asta nu, dar ei atunci sunt automat. La poliție, mediatorul și o să fie automat. Și, da, e bine, sigur că da. Să facem ceva și pentru romi. De, măcar să-i sensibilizăm să fie alături de noi. N-am multe. Supunem la vot. Cine pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține, se opune cineva? Punctul 8. Diverse. Cine dorește să intervină? Da, da. Cu comisia. Da, da. Cu tot. Cu tot. La punctul 8, vă spun eu, servim ceva din 1 decembrie și să ne ridicăm și să mai am înțelepenii de frică. Legat de punctul 8, afirmația care a făcut-o domnul primar la început de ședință, eu aș aduce câteva comentarii. Faceți, ați făcut și niște așa, înțepături, așa, picolo, picolo. Depinde cine s-a înțepat. Nu faci apel aici, în Consiliul Local, niciodată n-a fost dezordine și împotrivă cineva. Chiar la v-ați referit la opoziție. Da, dar eu am vorbit la nivelul macro, nu neapărat. Am zis că lumea din comun. Vedeți ce se întâmplă la guvernarea actuală. Acolo este haosul. Eu cred acolo că ședința a crezut s-a încheiat. Guvernarea actuală e la București și poate la guvernarea. O singură problemă, iluminatul de la biserică până la băieții. S-a vorbit ieri, trebuia să vină de-a